Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Simona Gherghe a povestit că abia s-a întors din vacanță, iar ea a rămas cu gândul la românii plecați în străinătate, la muncă. Ea a spus că nu a văzut atât de mulți români ca în orașul în care a fost în vacanță. Gânduri pentru românii plecați la muncă în străinătate, suntem de o zi acasă, după un drum obositor, dar am rămas cu gândul la oamenii din Ortisei, Tirolul de Sud. La românii noștri de acolo. Știu că în Italia e o comunitate mare de români. Oameni care au plecat de acasă cu gândul la o viață mai bună. Dar atât de mulți ca în Ortisei, Valgardena, parcă n-am întâlnit niciunde în Italia. În fiecare restaurant în care am pășit, i-am găsit acolo, la treabă, a scris vedeta, chiar m-a întrebat Ana, mama, dar de ce în Italia toată lumea vorbește limba română? Chiar așa era. Zâmbitori, amabili, fericiți când ne-au întâlnit, pentru că le-am amintit de acasă. Știu că în spatele zâmbetelor sunt multe lacrimi de dor și de greu și multă, multă muncă. Nimeni nu pleacă de bine de acasă, ci ca să aducă binele acasă. Oameni buni și dragi, plecați la muncă în străinătate, vă mulțumesc și mă gândesc la voi. Sunteți în inima noastră. A mai adăugat ea. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.